Mănăstirea Maramureșeană Breaza și-a sărbătorit lunea aceasta hramul. Cu acest prilej a fost sfințit și altarul de vară din incinta așezământului. Slujba de binecuvântare și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Se sfințește acest altar de vară, înălțat în incinta a mănăstirii Sfânta Treime, Suciu de Sus Breaza. Puterea cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, prin stropirea cu apă sfințită, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La 25 de ani de la întemeierea ei, iată, mănăstirea își îndeplinește rolul și rostul și își arată folosul ei duhovnicesc între credincioși și din această parte a protopopiatului Lăpuș, și anume Suciu de Jos, Suciu de Sus, Groșii Țibleșului. Așa cum s-a putut vedea, au fost un număr impresionant de mare de credincioși, toți în straie de sărbătoare, cu multă credință în suflet, în lumina Preasfintei Treimi, pentru că tot este astăzi praznicul Preasfintei Treimi, luminați și prin credință, și prin rugăciune, și prin faptele lor bune, și atașați de valorile noastre sfinte, de sfintele noastre mănăstiri, de sfânta noastră biserică, care este mama duhovnicească a poporului nostru cel drept credincios. Felicităm pe Maica Stareța Antonia și obștea monahală de aici pentru realizarea acestui altar de vară în aer liber. Mănăstirea cu obște de călugărițe a fost înființată în anul 1993. Este situată la 70 de kilometri de Baia Mare, în partea de sud-est a județului. Mulțumim Preasfintei Treimi pentru ziua frumoasă și pentru binecuvântarea pe care am avut-o de la Preasfințitul Iustin, care astăzi, de hramul mănăstirii, a fost în mijlocul nostru. Sărbătoarea Sfintei Treimi a coincis anul acesta cu ziua Preasfinției sale. Mulțumim tuturor ctitorilor și binefăcătorilor și celor ce ne-au purtat de grijă până în ziua de astăzi. La final a fost oficiat și un parastas pentru părintele Florea Mureșan, fost profesor la Academia Teologică din Cluj-Napoca și paroh în comuna Suciu de Sus, ctitorul mănăstirii. Dar te-am găsit pe tine, Iisuse prea iubit.